Nu știu, au fost niște momente unice, nu credeam că pot să fac asta. Și mă bucur că am putut să-l aduc. Efectiv, mă uneam așa cu el, parcă ziceam că plutesc când îl ținem în brațe. Povestea lui este una frumoasă, e clar că s-a născut din dragoste, din iubire. Din multă iubire. Și a venit la momentul potrivit. Când am auzit prima dată glasul și nota 10, bineînțeles, m-am bucurat și mai tare că nu mă așteptam. Imediat cum l-a pus lângă mine, lângă fața mea, imediat a tăcut și s-a liniștit, a dormit pe urmă. În momentul în care l-au adus, radiam efectiv de bucurie, de fericire și abia așteptam să-l țin în brațe. Se botează robul Dumnezeu, David. Numele Tatălui anunță, Fiului anunță, a Sfântului Duh, amin. Acum și fărurea și în vecul, vechile să vă trăiască. Suntem mândri că suntem nași, îi iubim și pe el și pe frățiorii lui foarte mult și ne bucurăm că ne-au ales pe noi să îi îndrumăm în viață. Eu îi doresc să aibă trei lucruri. Credință, nădejde și dragoste. Și cu asta rezolvă tot în viață. Să iubească din tot sufletul și să facă doar ceea ce simt. Să fie sufletist, să iubească familia, să iubească frații, să ajute unul pe altul. Mami, te iubesc foarte mult și îți doresc tot ce este mai bun. Puiule, te iubesc și atât pot, o să fiu lângă tine să te ajut.